Aveți două fete. Chiar v-ați lăudat într-o declarație, sunt tată de fete. Dar sunt și băieți și copii care trebuie să facă multe lucruri. Și că vor ei, și că vor părinții, și că vrea sistemul. Adică, ați spus mai devreme ceva de școli și grădinițe, creșe, astea sunt elementar vitale. Din păcate, sunt la mâna pandemiei și a unor administratori și sanitari și educaționali nu prea hotărâți și puțin incoerenți. Bănuiesc că situația școlii generale sau a liceului este acoperită, nu? Cumva. Da, doar că și acolo avem nevoie de mult mai mult. Vă dau un exemplu. Avem multe școli care intră într-un program de reabilitare, de extindere, de renovări și pe parcursul acestor lucrări avem nevoie de un spațiu tampon în care să mutăm elevi. Universitar, adică aici se simte, eu nu știu decât de ceva care se cheamă Transilvania, parcă, sau... Da, avem Universitatea Transilvania, este cea mai mare universitate din regiunea centru. Și se simte nevoia de creștere a mediului universitar? Pot să spun că a fost elev în Brașov, pot să spun că da, pentru că există specializări importante, adică care drept, lipsesc, medicină, lipsesc Brașovului. Nu avem arhitectură, nu avem urbanism, deși suntem un oraș cu patrimoniu bogat și cu un centru istoric care prezintă foarte multe probleme și foarte multe oportunități de cercetare. Nu avem științe de administrație publică, SNSPA, genul acesta de specializări. Cred că sunt multe motive pentru care marea parte a elevilor de liceu din Brașov aleg să studieze în alte orașe. Și treaba aceasta ar trebui să o schimbăm, pentru că se produce o inversiune demografică în care ne pierdem cei mai buni elevi. Pleacă să studieze la București, pleacă să studieze la Cluj, pleacă să studieze în alte orașe și ajung să revină în Brașov o parte dintre ei de-abia după ce au trecut de primul job, al doilea job. Da, Brașovul care este ceea ce este și cu Poiana și chiar cu Râșnovul, cum știe, nu s-a acum aminte de cineva care zicea, bă, fie mea a studiat la o din asta în Elveția, unde dacă termini de la marile hoteluri, rețele și astea, se bat ca să te angajeze. N-ar trebui, zic și eu acum, Brașovul, mi-aduc aminte că avea prin anii, adică se făcuse acolo cu ARO, cu nu știu ce, școală de bucătari, de turist, de recepționeri, de... Poate un învățământ din ăsta specific de hotelărie. Avem două școli hoteliere. Da? Avem chiar o școală hotelieră din Lausanne, care a venit la Brașov. Avem o școală din Lausanne? American Hotel Academy, care este de asemenea la Brașov. Da? Sunt, activează și pe lângă ele avem și învățământ vocațional. Avem sistemul acesta de învățământ dual pentru care Brașovul e dat exemplu. Școala profesională Kronstadt, fiind un bun exemplu de colaborare între mediul acesta de învățământ liceal și mediul de business din zonă, din zona automotive în principal. Automotive? Da. Adică asta cu mașinile. Tot ce înseamnă componente pentru mașini și așa mai departe. Sunt un împătimit și un pasionat al... N-am depistat la dumneavoastră nicio vorbire despre fotbal, sport. Văd că alte primării se întrec când aș spune primăria orașului cu tare, handbal, fotbal. Așa e un punct de plecare pentru fotbal. Și avem